bună ziua și bun găsit la Datorie! În această perioadă marcăm 60 de ani de la crearea postului de televiziune Moldova 1. În același timp se împlinesc un sfert de secol de când echipa emisiunii La Datorie se află în epicentrul celor mai importante evenimente din lumea militară. Ne-am bucurat alături de ostașii noștri de realizările și succesele Armatei Naționale, am fost alături de ei și în clipele grele din istoria țării noastre, aducându-vă de fiecare dată informație veridică și obiectivă. Rămâneți aproape! Geniștii din batalionul Codru au neutralizat miercuri, 11 aprilie, un arsenal de muniții din perioada celui de-al doilea război mondial în satul Plopștiubei, raionul Căușeni. Potrivit șefului serviciu Geniu, locotenent colonel Adrian Iefrus, obiectele explozive au fost descoperite de către pădurarul din localitate, care imediat a anunțat autoritățile. La solicitarea acestora, o echipă de geniști condusă de locotenentul major Ivan Cornegruța s-a deplasat în pădure din apropierea satului Plopștiubei. În urma cercetării terenului, militari au identificat 24 de obiecte explozive, proiectile de artilerie de calibru 45 mm cu tuburi cartuș, mini antitank și grenade de mână RGD-33. În fața locului au fost depistate grenade de mână RGD-33, 10 bucăți, proiectil de artilerie calibru 45 mm, 12 bucăți și grenade antitank de tip nemțesc. Două bucăți. Mâinile au fost nimicite în locul special amenajat pentru siguranță populației civile. Sursa a menționat că în aceeași zi, echipa de geniști a batalionului Codru a intervenit în satul Cobusca Veche, Anenii Noi, unde a identificat și a distrus o grenadă de mână F1, depistată de către un localnic în grădina sa în timpul lucrărilor agricole de primăvară. De la începutul anului, geniștii Armatei Naționale au neutralizat 80 de obiecte explozive pe întreg teritoriul țării. Ministerul Apărării atenționează că în zonele în care există sau se presupune existența unor muniții, cetățenii sunt rugați să anunțe autoritățile locale. În cazul depistării unor obiecte explozive neidentificate, este categoric interzisă atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea sau mișcarea munițiilor găsite în pământ sau la suprafață, demontarea focoaselor sau altor componente. Forțele speciale ale Armatei Naționale se antrenează la Bulboaca. Militarii din cadrul grupului 10, Forțe Speciale al Armatei Statelor Unite și din batalionul cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale participă în perioada 2-27 aprilie curent la exercițiul comun JSET 2018. Antrenamentele au loc la baza militară de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca. Potrivit comandantului batalionului cu destinație specială Fulger, locotenent colonel Ion Ojog, în cadrul antrenamentului 65 de militari prin contract ai Armatei Naționale sunt pregătiți de 10 instructori americani la capitolul Tehnici avansate de trageri și luptă apropiată în mediul urban. De asemenea, militarii moldoveni execută exerciții de antrenament în teren. Sursa a specificat că programul aplicațiilor cuprinde și trageri de luptă din armamentul ușor și greu de infanterie, din dotarea Armatei Naționale și Armatei Statelor Unite. Exercițiul JSET 2018 are ca obiectiv antrenarea comună și efectuarea schimbului de experiențe între militarii forțelor speciale moldovenești și americane. Formația de veterani Armatei Naționale, care este constituită din participanți la războiul din 1992, la acțiunile militare din Afganistan, conflictele militare din Africa, Asia Mijlocie, Transcaucazia și Orientul Mijlociu, participanți la limitarea consecințelor catastrofii de la Cernobâl și Nova Zemlea. Ministerul Apărării a inițiat acțiuni de pregătire pentru implementarea procesului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou. Astfel, potrivit secretarului de stat în domeniul politicilor de dezvoltare a resurselor umane, învățământ militar și planificare a resurselor, Vladimir Iliev, printre primele acțiuni realizate au fost încheierea de către Ministerul Apărării și Instituția Publică, Agenția Servicii Publice, a contractului privind confecționarea legitimațiilor de tip nou. În acest sens a
a fost constituită Comisia Interdepartamentală pentru Asigurarea Schimbării și Eliberării Legitimației de Veteran de Război, cu aprobarea componenței și cadrului normativ departamental ce reglementează organizarea și funcționarea acesteia, precum și a instrucțiunilor ce stabilesc mecanismul de eliberare, înmânare, retragere, evidență și păstrarea legitimațiilor de veteran de război. Sursa a specificat că, în continuare, Comisia, care și-a început activitatea la 1 aprilie curent, urmează să evalueze numărul real de veterani de război, iar până la data de 31 decembrie 2020 să finalizeze procesul de substituire a legitimațiilor. Acțiunea de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou se desfășoară în contextul realizării planului Memorie, Onoare, Respect, care are ca scop consolidarea încrederii și îmbunătățirii protecției sociale și de drept a veteranilor de război, participanților la acțiunile de luptă din Afganistan și pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, aprobat prin dispoziția Guvernului din 19 aprilie 2016. De menționat că decizia cu privire la legitimațiile veteranilor de război a fost aprobată la ședința Cabinetului de Miniștri din data de 22 februarie 2018. Învățăm de la partenerii noștri să consolidăm corpul de sergenți al Armatei Naționale. Săptămâna curentă, experți din Lituania, Georgia, Slovenia, Ungaria și Cehia le-au prezentat sergenților principali din unitățile militare ale Armatei Naționale cele mai bune practici de activitate și instruire pentru soldați, sergenți și subofițeri. Activitatea a avut loc în cadrul Programului de Consolidare a Educației și Instruirii Militare, DIP. Potrivit subofițerului principal al Armatei Naționale, plutonier major Andrei Cojocaru, programul de consolidare a educației și instruirii militare ne oferă suport la dezvoltarea și instruirea subofițerilor și sergenților din cadrul Armatei Naționale. Printre realizările înregistrate cu ajutorul programului respectiv, se numără numirea subofițerilor principali la nivel de brigadă, batalioane și armată în general, însă și instruirea trei subofițeri peste hotarele țării. În 2016, experții au fost în vizită la Ministerul Apărării, au venit cu careva recomandări, respectiv și s-au obținut deodată și unele realizări, fiindcă până la moment noi n-am avut, până în 2016, niciun subofițer care a absolvit nivelul 3 leadership și ei au venit cu propunerea de a acorda, au venit cu oferta de a acorda un loc la școala forțelor, la Colegiul Forțelor Armate din Elveția, în orașul Lucerna, acest curs și respectiv până la moment avem doi absolvenți ai cursului nivelul avansat, nivelul 3 și unul la nivel intermediar, nivelul 2, anume cu suportul programului DIP. Deși mai avem multe de muncit, experții străini apreciază rezultatele înregistrate de către Armata Națională privind implementarea conceptului de subofițer, iar acolo unde este nevoie, aceștia vin cu sfaturi utile din experiența țărilor partenere. Plutonierul adjutant Ludek Kolesa, reprezentant al Ministerului Apărării al Republicii Cehe, membru al echipei de subofițeri superiori, ne spune că de la ultima vizită din 2010, lucrurile în Armata Republicii Moldova s-au schimbat radical. My first visit here with the DEEP program was in 2010 already, when I arrived with the senior NCO team and coming here now in 2018, well, 8 years and probably 2 months later, I would say we are coming into different worlds, so the progress has been so significant and also the road ahead, the way ahead has been already set in a direction which none of us could imagine in 2010. To provide assistance, advice and help to those nations who need and ask for such assistance in order either to build or transform or reform their education system. And specifically for non-commissioned officers, all different kinds and sorts of advices. That's why we come from different countries with experience of building up and establishing professional NCO corps. So we are here representing armed forces of Lithuania, Czech Republic, Hungary, Georgia and Slovenia to bring together different experiences in the same process of building modern professional armed forces. So we can provide advices from our experience brought
field of expertise, starting from human resources and personnel management, career management, education, training, recruitment, and also processes before soldiers retire or personnel retire from the armed forces. And it's not always and also only about positive experience and positive advices, but it's also to warn them not to repeat the mistakes we have done in our armed forces in our country, so to warn them about some possible traps and gaps and ways not to go in that direction. Armata Națională aderată la programul de consolidare educației și instruirii militare pe linie dezvoltării corpului de sergenți și subofițeri din anul 2016. Bună ziua! Sunt Diana Grădinaru și vă prezint emisiunea La Datorie. Vă invit să urmăriți principalele evenimente care au marcat viața armatei. Sunt Pavel Maftei și vă provoc la o incursiune în lumea militară. Acestea au fost subiectele ediției de astăzi. Acum 25 de ani în urmă, primele imagini despre Armata Națională a Republicii Moldova au apărut în cadrul buletinului informativ Mesager de la postul de televiziune Moldova 1. După o scurtă perioadă de timp a apărut necesitatea de a arăta populației din țara noastră cu ce se ocupă instituția militară și de a cultiva în rândurile tinerii generații spiritul militaro-patriotic. Unul dintre părinții emisiunii militare La Datorie, colonelul în rezervă Valeriu Rusu, își amintește cu nostalgie de timpurile când participa la realizarea emisiunii. Pentru prima dată pe postul Moldova 1 a apărut emisiunea cu tentă militară sub denumirea de Viața Armatei, care, ca și astăzi, era realizată de către cele două instituții în colaborare, Armata Națională și Compania Teleradio Moldova. Grație televiziunii naționale, Armata a obținut o carte de vizită în imagini care nu a avut nicio instituție. Și ca orice emisiune, an cu an, ea se dezvolta, devenea mai bine, mai bună, apăreau noi tehnologii, apăreau noi fețe. Cum se realiza? Se realiza colectiv, dar era un producător. Unii îi numeam pe un ordin, plângeau că nu doresc, că n-au capacități, nu știu cum să face o emisiune TV. Ca cu timpul să se dovedească că a fost, cum acum spune, cel mai bun producător. Și mă bucur că emisiunea evoluează de la an la an. Am fost cei care am stat pe linia întâi întotdeauna. Chiar dacă echipa emisiunii de-a lungul timpului s-a schimbat, toți realizatorii au menținut același vector, dorind să nu dezamăgească rudele și părinții militarilor în termen, care așteaptă în fiecare duminică noutățile militare. Totodată ne-am dorit ca informația să fie una utilă, la fel echidistantă și obiectivă. Am fost alături de militarii Armate Naționale și în momentele de bucurie, precum și în cele de grea cumpănă, dorind ca de fiecare dată să vă aducem în casele dumneavoastră cele mai proaspete noutăți din viața militară. Moldova 1 mi-a fost alături la probele de admitere, la depunerea jurământului militar, la primele trageri în poligonul de instrucție. Sunt sigură că Moldova 1 va fi prezentă și la ceremonie de absolvire a Academiei Militare. Și tot datorită dumneavoastră, cei dragi pe care i-am lăsat acasă sunt mai aproape de noi. Pentru că prin reportajele, emisiunile, știrile realizate de Moldova 1, ajungem din inima Balcanilor în casa fiecărui telespectator. La mulți ani, Moldova 1! Indiferent de greutățile pe care le vom întâmpina în viitor, alături de dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli, vom fi alături de militarii Armate Naționale, încercând să fim întotdeauna în mijlocul evenimentelor militare. Prin intermediul emisiunii La Datorie, vom încerca întotdeauna să fim ochii dumneavoastră care veghează activitatea instituției militare. La mulți ani, Moldova 1!